Opa, așa și tu, mă. O, și tu ești mare, mă, fată. Eu. Opa, așa, ca să sărit amândouă pe mine. Stați, mă. Stați, mă, fetelor, mă. Dă-mi jos din blana asta sufocantă. Salut, prieteni de aici din curtea blănoaselor. Tocmai ce le fac o periere așa să le mai înlătur părul ăsta năpârlit. Nu știu cum e la voi, dar la noi să știți că e foarte cald. Chiar efectiv nu știm ce să mai facem. Ia priviți luna. Numai pe ciment, numai pe jos. Mai dăm un pic placa asta aici să fie mai răcoroasă. Fiindcă a venit valul ăsta de căldură, ne-am gândit să le luăm niște vase din astea de inox, de tablă. De la Jumbo, undeva la 13 lei, 15 lei bucata. Sunt mult mai mari față de cele care le au acum. Pentru apă, le punem mai multă apă, pentru că în astea care le au acum, imediat probea și le-am mai luat, tot așa la fete, le-am luat un ligand din ăsta de plastic. Vrem să facem o gaură în pământ, să înfundăm acest ligand în pământ, la ras cu pământul, o să vină și o să punem mâna apă în el, să vedem dacă blănoasele, mă face pe la spate blănoasele, uite așa fură, da? Așa fură, mă, tu ești fata, mă? O să-l băgăm în pământ, în speranța că se va băga în el și se va bălăci. Acum o să vedem, o să facem probă. Haide așa, iau, opa așa. Da, mă, da. Da, mă, Luna, mă. Ești cât bine, mă, fată, mă. Hai și tu, Bunny, hai. Hai tu sus aici. Opa așa. Opa așa, mă, iau. Hai să facem aici, să arătăm la cameră, mă, pui, da. Uite acolo, uite, uite, uite acolo. Da. Bonita. S-a făcut foarte mare, Bonita. A crescut foarte mult. Foarte mult ai crescut. Gata, mă, gata. Eu. Păi, da. Ești cât bine, mă. Ești cât bine, mă. Na, mă, ești neagră pe ceruguri, mă. Păi da. Neagră, mă, pe ceruguri, mă. Hai să... Tocmai ce am pregătit piscina blănoaselor, să vedem ce-o fi. Dacă le vor place, să se brăcească în ea. Bună! Acum... Bună, dragii! Acum, fiind această piscină, fiind de plastic, sper să nu o spargă. Dacă o să le placă și să bălăcește în ea, găsim o ceva, o cadă mai mare și o băgăm în pământ, că n-avem ce să facem, e foarte cald. Am făcut gaură, am pregătit gaură, am pus un pat de nisip pe fundul găurii, iar acum bag nisip pe margine ca să nu cumva să o rupă. Asta în cazul în care să bagă în ea aici. Mai cade din când în când apă și nisip. Adică e deja plinul și cade și apă. Dacă o să le placă, bineînțeles, o să punem și o umbreluță aici cu un cocktail, cu un nos așa. N-are nimic ca să curgă pe margine aici, să se ducă nisipul în jos. Du-te tu, Eli, și oprește apa, te rog frumos. Bine. Ia uite, Bonnie, e nerăbdătoare ca să se bălăcească, nu știa ce se întâmplă aici. Ce, mă, Bonnie, mă? Mă băgam și eu. Păi tu ai piscină, mă, tati, mă. Uite așa. Ce, mă, Bonnie, mă? Ia uite, și Luna iese. Am oprit apa. Foarte bine. Scoate tu, te rog, furtunul și trage-l de aici. Bine. Mă duc să închei și poarta? Da. Dar îl scoți afară, tati, da? Da.
foarte murdar, am tăiat, tocmai ce am tăiat și iarba. Am mai lăsat pe partea aia un petic de iarbă, poate să mai tăvălește câinii prin ea. Poate... Zic că e totuși bine. Poate cade nisipul ăla. Oricum ele se bagă acolo după vița de viangă. Da, au făcut aici o cazemată. Se bagă la umbră, tati. Să facă pământul, să pământul cred că ar trebui să-l pui în gropile astea unde au făcut ele gropi. Uite. Ia vezi, mama, e bună apa? Ia vezi. Pixul de birou. Păi bagă tu mânuță. Vezi, e bună apa? Pentru Boani și pentru Luna? A, e un pic rece, da. Pentru că e de la pompă. Hai la mama aici. Să vedem ce zic fetele de... Hai. Hai să vedem dacă vă place apa, ia. Bă, nu e ca strămbă de băut. Mai mult o bea încât să se bălăcească. Da, și bea apă, că parcă este la piscină. Nu sari, nu mami, nu sari, nu sari, Boni. Haide aici, Boni, haide aici. Du-te la apă, du-te la apă. Mai bine e că... Luna e mai liniștită. Nu știu încă ce se întâmplă, dar să vezi după aia că se bagă acolo. Hai, bagă-te aici cu fundul. Că nu-mi cap toată. Stai, Boni, mama. M-a călcat. Te-a călcat, mă, piticule. Parcă este lac. Ce faci, măi, Boni? Ce sete, mă? Mă, nu să bea din piscină, mă. Poftim. Trebuia să lași furtunul aici, cred. Să curgă într-una. Le punem și mâncare acum aici. O vede colorată și cred că de-aia nu-i place. Că ai văzut că la gârlă se bagă în apă. Stai că Luna... Stai cu sare în cap. Ce mă, bănița? Mama, nu e voie să sapi. Luna? Păi ce faci acolo, fată? Dacă acum se trântește. Da, dar s-a trântit pe tine. Da, și cu capul în apă. Ce mă, fată, mă? Ce mă, bănii, mă? Mă, plănoază, l-a venit în picioare. Da. E mult până într-o dată, că după păi, da. Bravo, Luna. Ne-a curcat la pouă, uite și-o. Uite tu câtă apă bea, de parcă ai zice că n-ar avea apă în țarc. Da. A descolit-o și... Eli, happy. Seamă, e fricos, e, nu știe, mă, face. Seamă că e rece, mă, e rece, vezi că e rece? Așa, fata, așa. Așa, băiță, la picioare aici. Păi da, mă, fata, da. Da, buni, da. Păi da. La piscină. Spălăgim și noi aici, la piscină, mă. Da, fata, vă, tati, da. Mai spălăm și noi mustățile astea. Da? Mai spălăm? Așa. Nu, la nas e mustață. La nas e mustață, auzi ce e, vei? Dă-i și părul ăla un pic din ochi. Așa, mă, mama, mă. Da, ochiul celălalt. I-ai acoperit un ochișor, tati. I-ai acoperit un ochișor, așa. Gugunata. Ce ciudățică e. Leu. Seamănă așa ca un leu. Nu-i așa, mami? Nu, un pic de mai răcorin și pe ele, păi da. Păi, e păroane ca un leu. Nu, nu doar noi. Păi da, mai răcorin și pe ele.
Tati, doar că ței sărăcuri, dar pisicile, pisicile nu le plac apa. Uite ce se uită luna din umbră, ne supraveghează. Așa. De fiecare dată când mă lovește bunica, îmi face ceva. Păcat că nu era o de asta mai mare, ca să... Vezi că se scutură, acum fugiți. Păcat că nu am găsit-o de asta, o copăiță de asta mai mare, ca să... Da, da. Dar nu știu o piscină. Era. Ce mai vrei, mai? Are mare, sunt jacuzzi de ăla. Da? Ăla e bun, da. Tati, pot în piscină. Da, tati, ne băgăm și noi în piscină, păi da. Dar nu în asta, dar nu în asta. Hai de aici, hai. Nu în asta. Aici, da. Stai că vine luna, ia. Ia uite. Vreau să o bag și pe luna, să vedem ce... Așa, fata, așa. Așa, fata, așa. Bravo, băi. Bravo, luna, bravo. Bravo, fata. Ia zi-mă, luna, e bine, măi, mama, mă. Ne răcorim și noi. E mult până să învață ele aici, că, că e bine și după aceea să vezi cum, cum vine să bagă ele, da. Răcorim blănoasele. Da. Uite că acum stă liniștită. Așa, fata, bravo. Deci nu puțin pe căpuț. E foarte slăbită luna din cauza căldurii. A fost și în călduri și probabil la aia. Nu mănâncă, nu are poftă de mâncare. Apă. Apă, normal că apă. Ce altceva? Ia uite-o pe Buani, s-a întins pe placă. Așa, fata. Pare mi se că a început să-ți placă, a? Da, da. Chiar îi place. Să-ți placă, mă, fata. Deci puțin pe căpuțul ăsta. Așa, fata, așa. M-am părnele fierbinte. Bravo, bravo, fata. Și al meu la fierbinte. Ia să vezi. Că s-o strupește acum. La nasul meu azi. Stai că acum vine Buni. O șterge. Da, o miroase, mamă. Altceva. S-a făcut baie. Vezi cum o să vină ele după aia singure și să bagă în... Cum le dai drumul să bagă? Vreau și eu. Ce vrei, mama? Am pus de păr. În apă? Păi nu în apă, asta, mami, asta e apa lor, noi ne băgăm în apa noastră, în piscina noastră. Bun, momentan ne oprim aici, cu piscina blănoaselor. Sperăm să le găsim zilnic aici, făcând baie, noi să le mai punem apă, o să le mai băgăm pe ele cu lăbuțele, până să obișnuiesc ele un pic cu, cu bălăceala aici. Că la gârlă, dacă a secat, nu mai avem la gârlă ce face decât să... Pentru că n-am mai plouat zilele astea, nu mai... N-am mai plouat atât de mult. Da. Bun, o să vă ținem informați și o să postăm și alte clipulețe în cazul în care blănoasele noastre o să se bage în piscină. Vă salut, multă sănătate, mă duc să fac și un baie că nu mai sunt... La revedere! La revedere! Vă iubesc! A viitoare!